Domnul consilier, sunteți convocat astăzi prin dispoziția primarului numărul 196 din 27 a 3 a 2007 prin ședința ordinară a Consiliului Local Comunal. Fiind prezentă majoritatea consilierului, ședința poate fi începută. Pentru bună conciliatorilor ședințe, vă rog să faceți propuneri pentru președinte de ședință. Cine face propuneri? Nimeni? Propuneri pentru președinte de ședință, faceți. Domnul Plobliu, propune pe... Propun pe domnul Nelu Baști. Da, n-am ochelari. N-ai ochelari? Dacă mi-i dai pe asta. Da. Trebuie și... Băi, da. Alte propuneri, da, domnul Plob. Domnul Plob Sorin. Domnul Plob Sorin. Domnul Plob Sorin. Ale pentru... Împotrivă se abține cineva. Domnul Plob Sorin este chemat să ia conținutul în comitet. Ultimul contabil. Domnul Sorin, ce suntem aici, domnul? Da. Eu nu sunt curat. Pui? Facem mai mult de optimi. Înainte de a începe prezentarea proiectului, dacă s-au citit procesele verbale anterioare, toată lumea. S-au citit, da? Da. Așa. Dau citire la... Supunem la vot. Supunem la vot, dacă sunteți de acord cu cele. Dar totuși lipsește unul, ales 2016-2017, numai pe ianuarie 1, atâta. Ce procese verbale? Da. Sunt. Ianuarie și februarie, da. S-au ajuns la dumneavoastră, dar sunt. Sunt vechile. Februarie 2017. Februarie 2017. Da, da, da. Deci sunt toate, nu? Da, da. Spuneți la voți. Dorin, acum să uite la el. Îl citești sau... Nu, eu sunt de acord. Supune de acord. Da? Supune la vot procesele verbale anterioare. Cine este? Așa. Dăm citire proiectului de hotărâre pentru ziua de 31.03.2017 privind ordinea de zi privind proiectele care se vor face în data 31. Primul este proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2017. Inițiator este domnul primar. Proiect de hotărâre la punctul 2 privind aprobarea funcțiilor publice, organigrama, numărul de personal și statutul de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Coțofănești, județul Bacău. Inițiator Todor, nu primar. La punctul 3 avem proiect de hotărâre privind decontarea de către ADIS către SC Compania Romprest SA la tariful unic de 317,73 RON tona fără TVA pentru colectarea deșeurilor municipale din mediul urban în perioada de tranziție până la data operării instalațiilor de deșeuri municipale din județul Bacău. Inițiator, tot domnul primar. La punctul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică cu strigarea pajiștilor disponibile din patrimoniul privat al Comunei Cotăpânești în suprafață efectivă de 97,68 hectare. Inițiator, tot domnul primar. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la data de 1.1.2017, reprezentând noua valoare a investiției compusă din valoarea executată și valoarea rest de executat cu TVA 19% pentru investiția. Construire grădiniță nouă cu program normal, cu 3 săli de grupă în sat Bălca, Comuna Coțofănești, județul Bacău. Inițiator, tot domnul primar. La punctul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării planului de analiză și acoperirea riscurilor în domeniul situațiilor de urgență la nivelul Comunei Coțofănești, județul Bacău. Inițiator, tot domnul primar. Punctul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pe linie de gospodărire, păstrarea curățenii, respectarea normelor de igienă și înfrumusețarea Comunei Coțofănești în anul 2017. Inițiator, domnul primar. Eu aș mai veni cu o adăugire dacă la toate punctele care au fost, nu a fost trecut și diversele. Poate sunt... Aia era simt. Da. Cine este de acord cu
cele prezentate. Așa. Dăm citire la primul punct, privind proiectul de hotărâre, privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2017. Supuneți la vot ordinea de zi. Am spus-o. A supus-o? Da, da, da. Vreau să vă zic bine ați venit. Să vă spun că avem mult de lucru astea, avem 7 puncte și cu diversele 8 puncte. Aș vrea ca să fiți cât mai succinți și cât mai sumari, adică să fiți pe obiect, să nu repetăm ceea ce spune antevorbitorul, să repetăm, adică să venim ceva noutate, dacă venim, dacă nu, îi batem apa în piu pe același subiect. Una din aia, în al doilea rând să spun bine venit noului delegat sătesc în cazul din Consiliul Local, domnul David Maricel, un băiat de Isprav, un băiat tânăr, un băiat cu putere de muncă și un băiat în care eu am foarte mare încredere și în care îmi pun multă speranță, pentru că până la urmă îți pregătim generația nouă, nu? Și în al treilea rând să vă spun că să mulțumesc mass media că prezentă, să mulțumesc și celor care participă, care nu sunt în cadrul Consiliului Local, și să o rog pe doamna contabilă, în a patra rând, să prezinte primul punct de ordine de zi, pentru că este punctul cel mai arzător, este punct vorba despre bugetul pe anul 2017 și să vedem cum vom... Care a trecut deja în trimestru. Care a trecut în trimestru și în care am operat cu 11,2%. Deci despre asta e vorba. Am o rugăminte să închideți și ușa aia. Nu înseamnă că lumea nu are acces, dar să fie lumea are acces, lumea. La birou, dar așa. Și o să rog pe doamna contabilă, cu permisiunea domnului președinte și adunată, să prezinte primul punct din ordinea de zi și ce vorba de buget. Subsemnata Iacomi Iulia, contabil al Comunei Coțofănești, județul Bacău, având în vedere legea 273/2016 privind finanțele publice locale, legea numărul 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, adresele AJFP Bacău, numărul 489/2017, respectiv 492/2017, adresa 4929 din 27/3/2017 a Consiliului Județean Bacău, rogă aproba în ședință ordinară bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Comunei Coțofănești, după cum urmează. Am să încep cu partea de venituri. Impozit pe venit, transferuri imobiliare, proiect 7.000 lei. Cote defalcate din impozit pe venit, 160.000 lei. Sume alocate pentru echilibrare, 668.000 lei. Impozit pe clădiri persoane fizice, 30.000 lei. Impozit pe clădiri persoane juridice, 34.000 lei. Impozit teren persoane fizice, 79.000 lei. Impozit teren persoane juridice 3.000 lei, impozit teren extrabilan 44.000 lei, taxe judiciare de timbru 3.000 lei, alte impozite și taxe pe proprietate 22.000 lei, impozit mijloace transport persoane fizice 39.000 lei, impozit mijloace transport persoane juridice 2.000 lei, alte taxe pentru utilizare bunuri 9.000 lei, venituri din concesiuni 15.000 lei, venituri din prestări servicii 28.000 lei, taxe extrajudiciare de timbru 5.000 lei, venituri din amenzi și alte sancțiuni 60.000 lei, alte amenzi, penalități și confiscări 48.000 lei, taxe speciale 124.000 lei, taxe pentru valoarea adăugare pentru finanțarea cheltuielor de învățământ, asistență socială, 2.575.000 lei. Să vă închideți aparatele, că nu s-au urmă. Taxă pentru valoarea adăugată pentru finanțare de drumuri, 24.000 lei. Taxă de valoare adăugată pentru echilibrare, 765.000 lei. Total sume defalcate din TVA, 3.364.000 lei. Subvenția ajutoare încălzire pe lemne carburant, 27.000 lei. Total venituri general, 4.796.000 lei. La partea de cheltuieli, secțiunea de funcționare.
Capitolul 51, autorități publice, 1.030.000 lei, din care cheltuieli de personal 800.000 lei, bunuri și servicii 230.000 lei. Tranzacții pentru datoria publică, aici avem comisioanele și dobânzile la împrumutul pe care l-am avem contractat. 30.000 lei, din care comision 6.000 lei, dobânzi 24.000 lei. Transferul cu caracter general pentru protecția copilului, 90.000 lei. Capitolul 61, apărare și ordine publică, total 195.000 lei, din care cheltuieli de personal 145.000 lei, bunuri și servicii poliției locală 6.000 lei, bunuri și servicii protecție civilă 44.000 lei. Capitolul 65, învățământ preuniversitar, 2.224.000 lei, din care cheltuieli de personal 1.957.000 lei, bunuri și servicii 220.000 lei, tichete învățământ preșcolar 47.000 lei. Capitolul cultură, recreere și religie 60.000 lei, din care cheltuieli de personal 55.000 lei, bunuri și servicii 5.000 lei. Capitolul asistență socială 410.000 lei, din care indemnizația asistent personal 288.000 lei, ajutoare încălzire la 400 și legea 416 pe 2001 83.000 lei, ajutor încălzire cu lemne, subvenție populație 27.000 lei, ajutoare de urgență 12.000 lei. Capitolul servicii de dezvoltare publică 120.000 lei, din care iluminat public, cheltuieli bunuri și servicii 90.000 lei, alimentare, apă, cheltuieli bunuri și servicii 25.000 lei, alte cheltuieli 5.000 lei. Capitolul salubrizare, total 125.000 lei, din care bunuri și servicii 90.000 lei, bunuri și servicii pentru protecția mediului 35.000 lei. Capitolul transportul drumuri și poduri, 128.000 lei, din care cheltuieli cu bunuri și servicii 40.000 lei, cheltuieli pentru rambursare, deci ratele pentru credit, 88.000 lei. Total cheltuieli de funcționare, 4.432.000 lei. La cheltuielile pentru dezvoltare, adică cele de capital, însumează suma de 364.000 lei, din care pentru autorități publice, 39.000 lei, din care execuție sistem de supraveghere, 24.000 lei, proiect extindere primărie, 15.000 lei, învățământ preșcolar, 10.000 lei, din care construire grădiniță nouă, avize cu program normal stat Vâlca, 10.000 lei, la capitolul cultură, reabilitare, Biserica Coțofănești, 30.000 lei, capitolul servicii dezvoltare publică, gospodărire comunală, 220.000 lei, din care întocmire planul urbanistic general, 60.000 lei, captare, aducțiune, magazinare și racord de electrică, apă, sat Tămășoaia, 150.000 lei, execuție foraj de monitorizare, sistem de alimentare cu apă, Coțofănești și Bâlca, 10.000 lei. Capitolul drumuri, 65.000 lei, din care SF plus PTH modernizare DC 116 sat Tămășoaia cu 30.000 lei, modernizare drumuri de interes local comuna Coțofănești 5.000 lei, modernizare DC 117 drumuri locale sat Coțofănești Gorșan suma de 14.000 lei și modernizare tot de DC 117 avize SF-uri drumuri locale sat Coțofănești 16.000 lei. Total cheltuieli de dezvoltare 364.000 de lei. Pe lângă banii care s-au primit pentru învățământ, știți că în fiecare an cheltuielile de personal, ne-am propus să alocăm suma de 20.000 lei pentru naveta cadrelor didactice mai nou. Pentru asistență socială, deci sunt bani care sunt veniți prin TVA. La salubrizare, deci am ținut cont de încasările de anul trecut care s-au ridicat la
120.000 lei, am prevăzut taxe speciale 124.000 lei. Deci execuția buget s-a ținut cont la prognozarea veniturilor și așa prevede și legea, pentru că nu realizăm întotdeauna veniturile 100% la nivelul execuției de anul trecut a veniturilor. Și în funcție de sumele primite, care au fost destul de bunișoare, de la Consiliul Județean, v-am făcut copii și dumneavoastră la 454, da, 4 miliarde, și de la finanțe publice, de la finanțe publice, că sunt cu tot cu 10 miliarde 30. Da. Deci venituri proprii? Și venituri proprii 520. Nu, astea sunt totale adunate cu tot. 520. Da. Deci 5 miliarde 200. Da. Total, 15, 20 miliarde, 21 miliarde. Da. Da. Fără învățământ. Fără învățământ. Fără învățământ. Da. Am văzut aici, în raportul tău, că ai mers pe prognozarea realizării de anul trecut. Da, adică nu-i umflat cu absolut nimic, ci și cu previziuni. Deci ai mers pe realizare. Asta înseamnă o chestie foarte bună. Adică suntem siguri că bugetul va fi... Da. Stați, cum să vă spun eu câteva lucruri. Un pic la cheltuielile de personal. Nu are ceva de spus, nu are. Da. Eu am să vă spun, pentru că ceea ce vă pomeream la început este un punct foarte fierbinte și cel mai esențial punct din ședințele de Consiliu din decursul unui an. Pentru faptul că funcționarea Consiliului Local și mersul sau demersul investițiilor, derularea lor, începerea lor, finalizarea lor, depinde de bani ca în orice gospodărie, ca în orice, știu eu, afacere. La urmă, aici este ca și o gospodărie, numai că e o gospodărie mai mare. Gospodărie compusă din 5-4 sate și o mică cătună, din Boiștea, de 4 sate, în care fiecare sat are nevoie de investițiile, de specificul investițiilor. Ce vreau să spun din tot bugetul? Deci, total bugetul adunat este undeva la 21 de miliarde, vorbesc pe bani vechi, să vedeți mai obișnuiți. 21 de miliarde și ceva. Sare ceva, e foarte puțin. Suma este infimă. Deci 21 de ani. Bugetul nu este rău, dar nu este nici bun în ceea ce mă privește pe mine și bănuiesc și pe dumneavoastră, ca să ne atingem scopurile în ceea ce privește investițiile. Pentru că dacă luăm la o scurtă analiză, sau dacă vreți la o analiză mai detailată, o să vedeți că nici pentru personal n-am prevăzut salariile pe tot anul. Deci, dumneavoastră ați urmărit acolo și ați răspuns, l-am lăsat pe mut, ca să nu facă gălăgini, nu o să-i spun cu aia. Te sun mai târziu, sunt ședință de consiliu, acum te sun eu. Ai răbdare, oricum mă durează. Te rog. Dar vă mulțumesc că ați fost de lucru. Da, dacă vedeți, deci veniturile noastre estimate sunt la 5 miliarde. Veniturile propriu. Ce înseamnă? Din încasă, din taxe, inclusiv de la adeverință, taxe autorizații de construcție, taxe pe mijloacele auto, taxe pe terenuri, pe locuințe, pe tot ce plătiți dumneavoastră, taxe și impozite. Deci ne-am mers pe 5 miliarde în condițiile în care le colectăm și achiziționăm un procent de 100%. Sperăm, am mers bine, am mers foarte bine în casele, sperăm să mergem și în acest an și mulțumesc prin intermediul dumneavoastră și dumneavoastră populații comune care au înțeles. Bineînțeles că avem și aspecte negative. Să vă gândesc că avem aspecte pozitive, avem aspecte negative și, în general, cu agenții economici. Mai puțin cu persoanele fizice. Deci cu agenții economici care, unii, nu mai sunt pe aici și îi găsim mai greu. Ne spunem noi la lui, dar străinașa, așa aveam noi acolo din noi. Iar unii, cu rea credință, refuză să-și plătească datoriile către bugetul local. Și nu e bine. Nu e bine, ca la urmă, este o datorie civică și este, atât timp cât emitem pretenții să trăim, să avem un trai decent, să avem tot ce ne vrem într-o localitate, trebuie să și contribuim dacă facem impozitele. Acum, să ne fie cu iertare, că unul din taxele alea și impozitele alea facem noi investiții de la Comuna Buzovănești. Nici măcar
am făcut un calcul. Vorba de 0, din investițiile care le facem în 4 de zile, e vorba de 0,01% cu ce contribuie lumea. Dar sunt buni și ăia. Plătim bunuri, servicii și așa mai departe. Bun. Și am prevăzut la personal, la cheltuieli de personal, deci la funcționari, inclusiv dumneavoastră, plata, inclusiv consilierii, delegații strătești, primar, viceprimar, din executivul vorbesc, am prevăzut numai suma de cheltuieli de personal, am prevăzut din post primar așa, 800 și undeva la 10 miliarde. Deci, vedeți, suma este că foarte mare, dar nu ne-am dus pe tot anul, ne-am dus ultimul trimestru la anul, s-a descoperit. De ce? Am mers pe premiza faptului că până la 1 iunie, cel târziu 1 iulie, conform spuselor ministrului Muncii, va avea loc, se va aproba legea salarizării unitare. Și atunci, automat, se vor face niște reglaje în funcție de treptele de salarizare, de fondul de salarizare care va fi. Deocamdată noi am prevăzut, am mers pe ceea ce a fost anul trecut. Dar mai puțin pe 3 luni de zile. Deci despre asta este vorba. În rest, taxe, ați văzut din ce se compune veniturile proprii. Taxe judiciare, din ce v-am spus. Dar aici sunt și rate, toate dumneavoastră le-ați văzut. E vorba de vreo 10-12 luni, chiar și mai bine. Și totalul s-a dus undeva la 5 miliarde, 4 miliarde 796, deci așa mă zic. La cheltuieli, am luat fiecare pe fiecare, acum am venit și am defalcat pe fiecare compartiment în parte. Autoritate publică înseamnă funcționare din primărie, ceea ce spunea doamna contabilă, 800 de milioane. După aia am venit pe apărare și ordine publică, unei cheltuieli de personal, exact, bunuri, servicii, exact ce implică fiecare care intră poliție locală. Ne-am dus pe cultură, în care intră bibliotecarul, fondul de carte, bunuri și servicii. Ne-am dus pe asistentul social, unde avem cei doi referenți sociali, cu ajutorul de încălzire, cu ajutorul de urgență, cu ajutorul de încălzire la, și la 416 și la pensionari care se încadrează cu pensiile care erau mai mici. După aia ne-am dus pe servicii de dezvoltare publică. Uitați-vă, și eu tot vă spuneam, uitați, anul trecut la iluminat public și tot vă spuneam că avem, cred că avem cel mai bun iluminat public. Eu aseară m-am dus, am pe cineva și în Zugrăvești, Căpelea, duc la Zubăzea, dar Zubăzea nu avea de fapt, nici azi noapte, nici azi dimineață. Dăm, uitați-vă acolo, la cifre și sunt, vă spun, 900 de milioane de lei vechi, aproape un miliard. Pe atât. Ceea ce v-am spus eu. Și lumea, câteodată, se mai scălăbui, iertat fiind expresia, la 100 de mii care o dă pe un an de zile. Cât e plus, domnule, pe 10 lei? Cât 10 lei, adică 100 de mii de lei vechi vorbesc. Da, faceți un calcul și vedeți dumneavoastră cam cât s-ar fi. Diferența de la încasări la... De la încasări de la public la... Diferența e colosală. Cât e locuințe aveți? Am 1300, 1300, 1200 de locuințe, faci un codeală. Eu 120 de milioane. Și 12.000 și până la 900, mai dăm diferența de 700 milioane. Deci de la noi. În procent de 10%. În procent de 10%. Se încasează 100%. Dar și lumea, dar eu n-am bec în față. Toată lumea acum vrea pentru 100 de mii, toată lumea să aibă bec la fiecare stâlp al porții. De bec vreo. Iluminatul public este să fie un stâlp, da și unul, să ardă, să vezi pe drum, nu să vezi tu în curte. Că acum au mai nou și au îndreptat becurile la în curte. La în curte. Și ce nu arde la el în curte, că îl plătești și el 100 de mii. Că dacă nu s-a nivelit becul să fie pe stâlpul tău, ce să fac? Acum, unde au fost zonele mai cu probleme, am pus stâlp la stâlp, au pus becul. Unde zonele mai ar, am mai săi câte un stâlp. Deci, și v-am spus, pe nedrept ne judecă. Și în afară de asta, ăștia 900 de milioane, astea altceva. Dar intervine mentenanța. Deci noi de două ori pe an schimbăm becul. Și plătim oameni și plătim și becul. Sunt foarte de lucruri. Da? Deci undeva să rim de un miliard fără nicio problemă. Asta am spus asta ca să știți despre ce subiect. O mică problemă aici la iluminat. Cred că ar fi bine, și am mai spus odată, intersecția aia la gară cu Borșaniu, mai ales că s-a făcut extinderea aia.
Insist că e un loc unde s-au mai întâmplat și accidente și mai trece lumea de la gară. Ar merge un bec, nu facem abstracție că eu... De la gară? Trecerea la Boșan. La Mira, acolo la Mira. Nu, chiar la drumul șosea național. La șosea aici. La șosea, da, mi-a zis. Avem lampă acolo. Păi da, să pun, cred că... Dar nu, noi facem revizie. Că intersecții. Intersecțiile trebuie să... Noi intenționăm ca drumul ăla să-l aranjăm, să-i dăm o lavare. Să-i dăm un asfalt de ăsta ușor, sau cum zice, un bretământ de asta cu nasul ușoară și să facem iluminat public până la stradă. Intenționăm așa cum am făcut și la Repaori, așa cum am făcut și la Tămășoaia, de-am venit până la gară. Da. Deci intenționăm. E o zonă așa. E o zonă în care noaptea trece lumea și este normal să așa. Da. Deci cu un bretământ de bitumenasul ușoară și cu stâlpi puși, acolo cu 5-6 bituri să avem până în gară. Dincolo am reușit să ne ducem până în gară, cu acceptul celor la CFR-ul, este foarte bine. Bun, de asta am insistat pe chestiunea asta, după aia vine pe cultură, recreere și religie, unde și bisericile. Și ați văzut că la investiții am prins, că am promis că facem biserica la Turciofănești pe afară, la urmă să ajungem la acel punct. După aia vine de asistență socială în vorbit. Ajutoarele de urgență care s-au dat numai în cazuri excepționale, în cazuri am avut cu operații, la multe de boli de astea mai delicate, am mai ajutat cu 5 milioane, cu un ajutor de mormântare, cu 6, nu sume mari, să știți, unde au fost sume mari, i-am ajutat și au obținut de la Consiliul Județean. 20 de milioane, 30 de milioane chiar au obținut, dar prin formele făcute de noi, fără contribuția noastră cu nimic. Dar noi, sumele care le-am dat, n-am dat mai mult de 5 milioane, 6, 3, 7 sume mici. Atâta când ne-a permis. După aia avem salubrizarea, unde știți foarte bine că strângem banii la salubrizare de la populație și de noi. La drumuri, cheltuieli pentru bunuri și servicii, aici intră balastarea, ce mai avem de balastare care este asfaltat, intră dezăpezirea și cu antiderea pantul, așa. Total, cheltuieli, ce le-a făcut doamna contabilă. Și rambursarea creditului. Și rambursarea creditului, care da. Avem creditul pe care care ajunge la... De la 88.000. Deci asta a fost pe partea de cheltuieli. Am venit pe partea de venituri, v-am spus partea de cheltuieli și acum vine partea de cheltuieli pe investiții. De investiții. Acum trebuie foarte mare atenție. Noi ne-am propus foarte multe lucruri să facem, dar o să facem un raport cu sumele pe care le avem. Și așa cum am făcut de fiecare dată. Pentru că știți foarte bine, suntem controlați de curte de conturi, suntem controlați de alte foruri de control, ca să zic așa, să nu le numesc altfel. Știți că la raportul primarului din ianuarie eu am pus foarte multe obiective de făcut. Automat nu se pot îndeplini toate, dar alea bune de pus acolo, în cazul în care vin bani. Ce vreau să vă mai spun, cu siguranță vor mai fi rectificări de buget. Și a fost și anul trecut, când mă miram, s-a făcut foarte târziu, dar s-a făcut. Aproape guvernul Cioloș a dat aproape când să plece. Da, foarte bine că a dat, foarte bine cei care dă. Și ne-a dat și ne-am închis. Mai încasăm și de la taxa de pășune, care nu puteam să o prevăd. Taxa de pășune, pe care o să ajungem când la pășune, că avem un punct cu pășune și o să vă spun despre ce vorba. Că acolo am pierdut foarte mult. Bun. Acum, la autorități publice, execuții, sistem de supraveghere, deci la primărie. Ce am prevăzut? Avem un rest. Dumneavoastră, avem un rest de plătit acolo. Și știți foarte bine că am zis că vrem să, ca acest sistem să devină mai eficient. Să aibă rezoluție mai bună. Și o să le mai luăm un pic la periat. Periat ce înseamnă? Mai schimbăm o cameră cu infraroșu, mai vedem. Ca să fie mai, așa mi-a cerut și domnul comisar șef de la Poliția Onești, și foarte bine că a fost discuția când a fost invitat la ședință. Și o să facem lucrul ăsta. Mai avem și un rezultat. La învățământul preuniversitar, construire grădiniță nouă, pe care știți că avem în satul Bâlca, trebuie să începem. Acolo am prevăzut o sumă doar de 100 de milioane, pentru că ea este pe bani guvernamental, PNDL-ul. Și 100 de milioane noi trebuie la anumite avize, acorduri, ce mai trebuie pe acolo. La cultură și religie am promis biserica la Buzăfănești pe tot, că am făcut gardul. Tot împreună cu dumneavoastră, vă atărâs. Gardul, dar gardurile am făcut pe religie proprie aproape, un scândul am făcut. Așa, nici pe aia întregime. Am acoperit-o. Casa praznicală e făcută. Mai rămâne alerii să o facem pe exterior.
să poată să o și, s-o și simțească. Că e dată, după de pe ce o fac. Pentru că avem și pentru Bârca, dar pentru Bârca nu au mai fost bani și o vedeam ce facem. La servicii de dezvoltare, avem planul urbanistic general, care automat am prevăzut acolo, ne mai trebuie 900 milioane, ne mai trebuie 700 milioane, mizând și pe faptul că mai vin acele rectificări, ne trebuie acest plan de urbanism general, eu v-am povestit în multe ședințe despre el, este foarte important. În funcție de planul urbanistic general al unui comun, depinde dezvoltarea comunei. Ea este conform acestui plan urbanistic general, dezvoltarea comunei și toate obiectivele principale de investiții, vorbesc, nu curățenia, cum mă duc eu, așa, să este prins în master planul județean de dezvoltare, este prins în strategia de dezvoltare națională și așa mai departe. Și trebuia neapărat să băgăm și am băgat zonele alea, care știți dumneavoastră, Tămășoaia, să putem veni cu iluminatul public până la să se construiască oamenii că se întind și n-au unde, zona de la aici la gară, zona de la Borșani am mai băgat, am băgat zona asta la șosea cu anumite adâncime, nu pe toată adâncimea, cu 50 de metri, deci am prevăzut ceva în viitor, cum se va evolua, cum va evolua dezvoltarea localității. Ce am mai pus în aici? Terminarea apa de la Tămășoaia. Și un obiectiv primordial. Am discutat, am avut o discuție cu executantul. Mai nou, acum, bine că am avut început, mai nou nu-ți mai dă voie să mai faci caftare și aducțiune de apă până mai canalizare. Deci de abia acum s-au trezit în România. Da, majoritatea s-au terminat. Acum nu, acum dacă te duci cu undeva, cu fonduri europene, fonduri guvernamentale, salut, pa! Noroc că noi facem ce facem. Acum facem un buget global. Nu, altfel nici nu mai aprobă. Dar am luat de începută de 3-4 ani de zile. Deci trebuie terminată și acea lucrare. Noi avem 1 miliard jumate. Este gata casa de apă. Aici este un lucru foarte frumos, făcut și enorme, enorme europene. Avem zona de apă care se va fi împinsă în bazinul din magazinare gata și acolo totul vine prin cădere. Și dăm apă la toată Tămășoaia, inclusiv la cei din Târgu Jiu, la bazinul Tomas Vulcan, a zis că știți cum era făcut. Aici este o lucrare excepțională. După aia avem foraj de monitorizare, sistem de alimentare cu apă cu țăvâne și Bârca. Eu v-am mai spus, nu știu dacă vreau să mai țineți minte, că cei de la apele române, de la apele bazinare, așa cum le zice, Siret, care răspunde pe partea Moldovei, refuzau să ne dea autorizație de funcționare. Parcă v-am spus eu, că de ce trebuie să mut rezervoare de acolo, că nu au zonă de protecție, de la școala, de la Căminul Bârca, să le mut pe deal. Și până la urmă eu am mers și se acționez în instanță judecătorească, la acțiune, s-au speriat și au zis, se poate, acum se poate. Se poate și a rămas că trebuie, ne-au pus ca o condiție în plus, deși, cum să vă spun, condiția asta pentru mine are nonsens. Să mai fac lângă rezervoarele care sunt existente, să mai fac un pus forat, din care îi se ia probe de apă. Ca și cum bazinele pe care le am eu, pe care le avem noi, la acest sistem, nu ar fi ermetice. Sunt ermetice. Mai mult de atât, da? În fiecare lună, cei de la DSP-ul vin și iau analize. Deci, nu, bine, suma nu e mare ca să fac asta. O să o fac. Exact, faci plăcere. Aproape. Ca să nu zică că-i pe-a mea. Să zică că-i pe-a lor. La mijloc. Da, că e la mijloc undeva, da. Și nu, de exemplu, asta e vorba de 100 de milioane de euro. Asta nu e mare. Dar vreau să spun că e, până la urmă, e un moft. E un moft al lor. Și până la urmă să-mi faci ca așa se întâmplă la noi. Dacă mă duc în instanță judecătorească, cheltuiesc mai mult de 100 de milioane, cu siguranță. Și așa că nu mă duc în 100 de milioane. La drumuri. Avem SF-ul și PTH-ul la modernizare drumului 116A, sat Tămășoaia, e vorba de drum, are 2,3 km, 2,4 km, cu tot cu ulițele. Acolo am prins și ulițe, nu au decât două ulițe. Are ulițe care cu celălalt Viorel, o proiectă, care nu așa rog Tămășoaia, și mai am ulițioare, cum a spus, în râs, sus și fac și un sens gerator, și să am ce nu are cum să fac un sens gerator, tu mai la capăt, sus, la pădure.
Eu acum vin la o ședință de la GAL, la grupul de acțiune locală, care se acceseze fondurile europene și mi-am cerut voi la domnul director și am plecat mai repede. Acum, în mare, să vă spun și dumneavoastră despre ce este vorba. Am mai obținut de acolo, și la acest GAL, e vorba de vreo 80.000 de euro. Sper să nu greșesc. Da, 80.000 de euro transformat în paritate de euro, e undeva la vreo 4 miliarde, să zicem, 4,32, 8,54, 3,6 miliarde. Chiar mai bine, 4,5. Nu e 4,6. 4,6. 4,6 miliarde. Mă gândeam să bag acel tunel de la Tămâșoaica, dar nu mergem. 2 km, 1 km de asfalt, cel puțin 5 miliarde. 2 km, 10 miliarde. Mergem pe PNDL. Și am zis că, bine, dau tribuna pe asta, vă spun așa, am spus cu aprobarea dumneavoastră, mă gândisem la un buldo excavator, la care să-l aibă primăria. Ăla ajunge undeva la 7-8.000 de euro. 70.000. Deci ne ducem pe acolo. Și bun ar fi pentru faptul că mai avem din pins gunoaie, mai avem de cărăbalastru, mai avem... Și adică facem ceva cu el. Că nu fac nimic, nu termin nici drumul, nu fac niciun kilometru măcar. Trebuie să mă bag și pe proiectul celălalt PNL-ul 2 și eu bramburele. Așa că i-am spus domnul director, zic, în 2-3 zile vă dau răspunsul. Mă mai gândeam la o variantă, pentru că am promis și Bâlcii, la Biserica Bâlcii, am promis 3 lucruri. Care sunt absolut normale. Acoperitul bisericii aia trebuie neapărat făcut la Bâlca. Neapărat trasa apa aia, am tras o cor propriu, furtunul l-am plătit. Suntem aproape gata. Apă și pe toată zona aia, până jos, până la Florin Mata, mai jos. Suntem gata. Sper ca într-o lună jumătate să recurgă apa, două luni de zile. Plus la biserică, în casa prezentă. Aveam probleme și lucrurile ăla. Și acel grup trebuie betonat. De câte ori de la soare, de câte ori plouă, aduce toate aluviunile la vale și șanț făcut beton acolo. Cred că a doua variantă e mai utilă. Nu, ea mai rezistă acoperi și o mai rezistă. Apa e de drumul ăla acolo. Așa, și am zis că poate mergem pe drumul ăla. Dar ce se întâmplă? N-am făcut PTH-ul ăla. N-am făcut SF-ul și PTH-ul ăla. Și trebuie, am un termen. S-ar putea să mă încadri și pe bani. Despre asta este vorba. Și eu mergeam tot pe ideea aia pe care. Dar avem niște bani la drumuri, la secțiunea cu 240 de milioane și am zis măcar să facem de tot anul. Mai îndreptăm drumurile care nu s-a asfaltat pe aici pe acolo și să facem măcar șanțul acolo. Șanțul de preluare, începând de la băștică, la șoc, cum zice dumneavoastră. Și eu, cu puțin balastru, de dată prin ație, până la ceva, să luăm apa, să nu ne mai care toate aluviunile la vale în drum. Despre asta era vorba. Ce mai aveam noi pe aici? Neapărat modernizarea drumurilor, alea locale, de care am zis, capetele. Pe toate cele trei sate, în avară Tămâșoaia. Coțofănești, Bâlcii, în care n-am pus sumă mare, ne trebuie și SF-ul și PTH-ul, documentațiile, avize și așa departe. Și am pus... 5.000, nu? Da. A pus foarte puțin. Așa, să avem bani, până mâine. Și în rest, ce mai? Modernizarea asta și-a pus un loc. Da, asta au fost facturi de la Alconet. De la Alconet, 14.000. 14.000. 14.000, iar dincolo, că am spus 16.000. Da. Încă 860 de milioane. Da. Suma este foarte mică, adică numai pentru partea documentației. Noi deja am depus PNDL-ul cele 7 proiecte pe care le știți dumneavoastră din ședința trecută. Vorba de grupurile sanitare, să vă reamintesc aminte, la cele două școli, acoperișurile la cele două școli, drumurile astea, capetele astea de drum, așa, după aia am pus, ce am pus, podul de la Bârca, de la băieție aia, erau cu 6-7. Și da. Extindere rețea iluminat public, parcă. Da. La Tămâșoara, așa. Tămâșoara. Da, așa. Da, uitați. Și da. Deci, ce vreau să vă spun, că banii sunt, nu sunt îndeajunși, cu siguranță, nici cu rectificările nu o să fie îndeajuns. Important este să finalizăm, a finalizat toate investițiile pe care avem, să finalizăm asta, grădinița, anul ăsta, Bâlca, să începem și să finalizăm. Și să atacăm lucrările instalate.
șanțul de la aia, biserica, documentațiile, planul urbanistic general, ceea ce mai avem de făcut. Știu eu, dacă ne vin bani automat, până în toamnă, știu eu, poate guvernul se va gândi și va aloca prin Ministerul Învățământului să ne aloce bani neapărat pentru grupurile sanitare conform normelor europene. Pentru că nu corespund. Școlile nu corespund în acest punct de vedere, la noi. Că rezi, eu văzut, am văzut școli, cum să spun, a noastre sunt la rang de regină. Am văzut școli prin jurul Bucureștiului, nu chiar pe aici avem, prin jurul Bucureștiului, nu-mi place. Cine la București mașini, au mai văzut că e bine, dacă avem de-a face și grupuri sanitare, este foarte bine. Bine, cheltuieli sunt foarte multe, dar mai vedem ce mai facem. Să mai iubesc, uitați, la Pășune, cum să ajungem, trebuie să facem delimitările, dar ajunge și o să discutăm despre problema asta. Se iubesc anumite cheltuieli pe care nu le prevezi. Știți că la orice investiție sunt cheltuieli diverse și neprevăzute. Apar în timpul procesului de execuție. Eu atât am vrut să vă pun în temă exact cum stăm cu bugetul și care este situația comună actuală în ceea ce privește problemele de investiții. Pentru că probleme de investiții avem. Avem, vom avea întotdeauna. Avem, știți, că am pus și o casă socială, am pus noi multe care să facem, dar o să vedem. N-am văzut în... Dar acum prioritățile este apa Tănășoaia, grădinița, șanțul ăla, biserica, sunt câteva lucruri pe care... La banii care ne raportăm acum. Planul urbanistic general, la ce ne raportăm acum. N-am văzut în bugetul domnul primar acea provisiune cu canișul de la vedere. Da, v-am pune. Avem bani foarte puțini, am zis că le vom peria. Când am zis cu folosit conventul peria, le vom verifica și vom mai schimba din ele. Trebuie schimbate și camere cu infraroșii, să fie infraroșii, schimbate și DVR-urile. Că mână-mână una cu alta. Și o să încercăm pe zonele foarte, foarte importante. Dar încă o dată vă spun. Eu acum, dacă tot ați deschis discuția asta, vreau să spun că șeful de comisarul șef de la Onești parțial și-a ținut cuvântul. Parțial. Adică a confiscat vreo două mașini, a început să facă... A confiscat și niște lemne. Bine, parțial, nu în totalitate. Am început să colaborez mai bine cu Poliția Națională și vin și ne consultăm. Mai sunt lucruri de făcut. Eu zic să treacă și Paștele, să mai lăsăm să o evităm iar pe domnul comisar în coace. Că vine primăvara, deja a venit primăvara, începe să crească lucernele, începe să fructele, da? Și să avem iar un sprijin mai consistent din partea lor. Și cei care aveți pășunile, dar iar când ajungem la pășune, o să răspundeți și de materialul venos de pe pășune noastră. Mai e livada aia de la Boșan care o taie vreo doi pe care eu îi știu și nimeni nu le-a fiat de ei, pentru că nu vor să se strice la drepturi, dar o să rezolvăm și pe asta. O să vedem, dar ce vreau să spun? Că acele camere nu reprezintă decât un început de probă în instanța judecătorească. Început de probă. Nu este o probă concludentă. Dar e o bună sperietoare. Exact. Deci pentru că e sperioritoare, au început și să le spargă, au început să dea cu aragonele, au dat cu borovanii, așa. Deci este un început de probă. Judecătorul nu ia în calcul ca probă definitivă de linia asta. O ia ca început de probă. Despre asta e. Eu altceva nu. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, eu pot răspunde. Dacă sunt discuții sau întrebări legate de cele prezentate de domnul primar. Cine se înscrie? Da, avem obiecte. Nu sunt obiecte, nu? Comisie. Obiecte. Nu obiecte. Aviz în favorare. Da? Am venit cu supunem la vot cele prezentate. Aici am stat mai mult, sper că la celălalt nu să trecem mai repede. Mai avem un punct la care discutăm, la curățenie și la
Este asta la de putem trece mai la mai punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea funcțiilor publice, organigrama, numărul de personal și statutul de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului primăriei Comunei Coțofănești, județul Bacău. Da. Raport la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și numărul de personal al aparatului de specialitate al primarului Comunei Coțofănești. Subsemnatul Marea Vasile, secretarul Comunei Coțofănești, județul Bacău. Prin proiectul de hotărâre inițiat de primarul Comunei Coțofănești, județul Bacău, se propune aprobarea în Consiliul Local în conformitate cu prevederea articolului 38 alineat 2 litera I din legea numărul 215 pe 2001 republicată cu modificării și completările ulterioare a organigramei și statutului de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Coțofănești, județul Bacău. Doamna contabilă, dumneavoastră, sunteți liberă, nu are așa probleme. Domnul președinte, sper că sunteți de acord, nu? Dacă vrea să stea cu noi, se face mențiune. Se face mențiune în proiectul de hotărâre ca organizăm și statut de funcție în vigoare aprobată în hotărârea Consiliului numărul 12 din 18 martie 2017. Nu suferă modificări în structură și număr de personal. Fac mențiunea că în situația de față, când nu se fac modificări la structura funcției publice, nu este necesar avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Având în vedere că proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de fond și formă prevăzute de lege, acestea pot fi supuse dezbatere și deliberări Consiliului Local Coțofănești. Semnează inițiatorul de proiect sunt eu, domnul Manea face referatul. Expunerea motivului vine din partea mea la acest proiect și spun domnilor consilieri, conformitate cu prevederea articolului 38, alinia 2 litera E din legea numărul 215 pe 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificări și completări ulterioare. Primarul propune, iar Consiliul Local aprobă organigrama și statul de funcții al aparatului specialitate al primarului. Atât ce depinde de dumneavoastră, că nu toate funcțiile depinde de Consiliul Local. Fac mențiunea că statul de funcții de organigrama propuse nu au suferit modificări față de cele în vigoare, aprobate prin HCL numărul 12, 18.03, 2017. Având în vedere cele mai sus arătate, se pun la dezbatere și derivările dumneavoastră proiectul de hotărâre cu rugăminte de a fi aprobat astăzi 31 martie anul curent în ședința ordinară al Consiliului Local al Comunei Coțofănești. Și acum o să vin cu proiectul de hotărâre privind aprobarea funcțiilor publice, organigrama, numărul de personal și statul de funcție pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Coțofănești, județul Bacău. Primarul Comunei Coțofănești, județul Bacău, văzând dispunerea motive a primarului Comunei Coțofănești, având în vedere referatul numărul 1940 din 24.03.2017 al domnului Marea Vasile, având în vedere prevederea articolului 117.12 din legea numărul 88 pe 1999 privind statutul funcționarilor publici republicată, precum și articolul 25 roman alinia 2 din legea numărul 61 pe 2003 cu modificări și completări ulterioare. În temeiul articolului 36 alinia 3 litera B și articolul 45 alinia 1 din legea numărul 215 pe 2001 privind administrația publică locală de publicată supun spre aprobare. La articolul 1. Să se aprobe organigrama aparatului specialitate al primarului Comunei Coțofănești de Subacu conform anexei numărul 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2. Să se aprobe statul de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Coțofănești de Subacu conform anexei numărul 2, ce face parte integrală din prezenta hotărâre, din prezenta dispoziție, pardon. Articolul 3. Cu data prezentă se abrogă hotărârea Consiliului numărul 12, 18.03.2016. De asta tot pomenit 2017. Păi aia, Nu. Eu am vrut să vă spun după aia. Domnul secretar, în 2017 și eu au aprobat. Hotărârea a fost în 2017. 16 și dumneavoastră plătea. S-a greșit la statul. Nu e nicio problemă. La articolul 5, prin grijă la secretarul, va fi transmisă primarului, va fi transmisă la Consiliul Local, compartimentul specializat din cadrul Consiliului Local, respectiv la contabilitate și, bineînțeles, la instituția prefectului, la contencios. Acum, bănuiesc că dumneavoastră ați lecturat, ați vizualizat anexele. Vreau să vă spun că noi avem dreptul la 27
de posturi, dintre care ocupate sunt numai 19. Nu, 29 a venit de la prefectură. Erau 31 parcă acum. Nu, 31 n-am avut niciodată. 29. Păi, din 29 avem 19, da. Deci avem cu 10 mai puțin. N-am vrut să aglomerăm nici aparatul funcționerez din primărie. N-am vrut să ne batem, dacă vreți să folosesc o expresie mai academică, să ne batem fundul în fund aici. Dar, în schimb, volumul de muncă este foarte mare. Mare, enorm de mare. Se reducem acum perioada licitațiilor cu Pășunea, cu Pajiștele. Și avem perioada de licitație pe PNDR-ul 2, dacă nu se aprobă investiții, cu grădință. E un volum de muncă imens. Și o să căutăm să mai angajăm un an, doi, dar asta vine cu hotărârea dumneavoastră pentru posturile care depinde de aprobarea dumneavoastră. Eu nu le mai citesc, bănuiesc că le-ați văzut. Dar vreți dumneavoastră. Acum știți, contabilul doamna contabil, doamna Diacomi, urbanistul doamna Ureru, la asistent social doamna Savin și doamna Ailemi, la agent agricol doamna Ploc, care din care din păcate este bolnavioară și de asta am și mărit volumul de muncă, adică pe cap de funcționar, doamna ingineră la camera agricolă, dincolo avem la operator de rol doamna Adina, la taxe și impozite cu doamna Apostol, la arhivă, bibliotecă avem pe doamna Mocanu Carmen, care ne ajută în perioada asta și cu fata asta care e de casă. La achiziții publice, doamna Manuela, în care e o muncă titanică, vreau să vă spun, foarte mare. Acum a trebuit să facă 31 de contracte la fiecare dosare, de nu numai la pagini, dar noi avem investiții, de ce? Iar am avut recepție finală la asfalt. Și secretarul comunicare este foarte bine, noi executivul, primar, viceprimar, care știe, și domnul Mixtode, care este la ISU, la probleme. Și poliția locală. Și poliția locală și guardul, bineînțeles. Și poliția locală, care este înjumătățită și asta. Un băiat are probleme cu nevasta și tot pleacă și trebuie să-l înțelegem, pentru că duce la Cluj și face citostatice. Clujul nu-i la Brașov, nu-i nici la Târgu Mureș, nu-i nici la, chiar la Târgu Mureș. Unul a fost în spital, mai am concediu medical și am avut două săptămâni de concediu de odihnă și am funcționat cu unul singur, de fapt, de unul. Da, și în condiții în care avem foarte mult de treabă cu curățenia. Da, am descurcat așa cum au zis, o să-l descurc în condiția. Despre asta e vorba. Alte posturi, deocamdată, când o să fie să vă angajăm pe cineva, am să vă anunțăm. Exact după cum e făcut proiectul ăsta. Da. Eu l-am citit, eu v-am spus așa, l-am luat-o pe birouri. Comisia a avizat favorabil în faza proiectului. Dacă sunt discuții sau... Dacă se înscrie cineva la... Nu, se pune la pot. Se pune la pot, da? Cine este de acord? Trecem la următorul punct. Da, nu, trebuie să mai citiți ca să nu pierdem timp. Cu Rompresu. Raport la proiectul de hotărâre privind contarea de către Aziz Vacău către SC compania Rompresu la tarifă de 373,73 euro tona fără TVA pentru colectarea deșeurilor municipale din mediul urban în perioada de tranziție până la data operării instalațiilor de deșeuri municipale de Județul Bacău. Subsemnatul Marea Vasile, secretar al Comunității Județul Bacău, proiectul de hotărâre de față a fost inițiat de primarul Comunei Coțovanești, ca urmare a adresei numărul 598 din 1303-2017, prin care se solicită aprobarea tarifului unic pentru mediul urban de 373,73 tona, fără TVA, pentru colectarea deșeurilor municipale în perioada de tranziție. Neadoptarea acestei hotărâri de către toate OAT-urile componente poate conduce la reziliare contractului cu operatorul SC compania Rompresu TSA. În vedere cele mai sus arătate, proiectul de hotărâre poate fi supus dezbaterii de reuniune în Consiliul Local, ședința ordinară de astăzi, 31 martie 2017. Expunerea motivelor este făcută de mine, domnilor consilieri, proiectul de hotărâre de față l-am inițiat ca urmare a adresei numărul
598 din 13 martie 2017, prin care se solicită aprobarea tarifului pentru mediul urban, de 373,73 RON tona fără TVA pentru colectarea deșeurilor municipale în perioada de tranziție. Neadoptarea acestei hotărâri de către OAT-uri componente poate conduce la rezilierea contractului operatorului companiei PA. Având în vedere cele mai afluse alătate, supun aprobării dumneavoastră acest proiect de hotărâre. Proiectul de hotărâre, nu mai citesc expunerile de motive, nu mai citesc partea de legislație, adică preambulul, și o să vin la propunere. Articolul 1. Să se aprobe cu decondare de către Adis Bacu, către SC Compania Rom Preste SA, la tariful unit de 317,73 RON, fără TVA pentru colectarea deșeurilor municipale din mediul urban în perioada de tranziție până la data de operării instalației deșeurilor municipale de 10 Bacu. Prezidenta operării se va comunica instituții prezidentului de Zubacu, Consiliul Bacu și așa mai departe. Vedeți dumneavoastră că este vorba despre deșeurile de mediu urban. Adică deșeurile de mediu urban, pentru că acolo se duc ele. De acolo, nu? Și nici măcar nu spune de mediu rural. Dar ce este același una? Prin nou ne cere părerea, pentru că suntem membri ADIS. Nu părerea, acordul. Acordul, pardon. Nu părerea, pardon, nu părerea. Da, am greșit eu. Trebuie să acceptăm acest preț. A, trebuie să le acceptăm acest preț, absolut. Să-l acceptăm, așa. Eu zic că trebuie acceptat și mai trebuie acceptat ceva. Și la agenții economici, altfel nu mai... Aici am o grămadă de adrese, cine, comisiile care sunt, în care ei luăm preț cu amenință, cu rezilierea... Păi asta, rezilierea contractului. Da, uitați, sunt cu o grămadă de adrese, nu le citesc pe toate, care înseamnă să dureze o oră. Dacă vreți să le studiați... Contractul a fost încheiat cu 8 ani, văd că scrie aici, da. 2016 până 2024. Da, ce să vă spun, au și, și partea lor de la o dreptate și cei de la Rom Prest. Pentru că nu s-a dat celula 2 în funcțiune. Da. Așa, nu știu. Așa, cealaltă este sufocată și care... În loc, normal, toate deșeurile ce le preluau de aici, în zona noastră aici, sunt vreo 3 centre, aici la noi, la Comănești, altfel îi zice, Bacău și nu știu. Bravo, ziceam cu scurt Tazlău, Tescan, da. Normal, ei de care vrea să-l predea aici, la Onești, care la Bacău. Prețul este mult mai mare. Una spune cu mașina pe la mine, unul cu mașina pe la bază. Ei au partea lor de dreptate. Ăsta s-au și-au luat avisul și-au luat angajamente că vor pune în funcțiune aceste intermediare gropi sau ce, centre de preluare, nu l-au pus la timp, celulat voi nu e data și au partea lor de adevăr. Și îl pot rezilia contractul. Și începuiți-l ce a rezilat pe rezilienți contractul acum, lumea obișnuită, deja le-a luat bani pentru gunoi, au pubele. Vedeți cum apare gunoaiele iar pe... De bine de rău se vede o diminuare a gunoaielor pe drumul și pe secundar. Sunt discuții? Comisia. Comisia. Și nu știu dacă aici... E prevăzut ceva cumva și cu juridicul? Cu juridice. Oameni buni, dați vă care vreau. Nu ne jucăm cu chestiunile astea. Eu am făcut o înțelegere cu dumneavoastră. Nu mi-e frică să recunosc în fața ta dumneavoastră. Mi s-au eliberat autorizații funcționale fără să încheiesc contracte de stabilizare. În afară de 3. Voi cu și încă 2. Pe 3, cred că, frate mea. Fratele și încă 2. Deci nu ne jucăm. Ne obligă pe noi de la primărie să plătim noi. Eu nu o să fac lucrul ăsta, dar în schimb pot face următorul lucru. Și legal, vă condiționez autorizații de funcționare. Cine nu vrea să plătească, le ridicăm. Ridicăm autorizații de funcționare. N-am mai băgat, am scos de acolo IEI-urile, AFE-urile, deci, da, atât. Dar acolo unde sunt agenții economici însemnați, nu ne jucăm cu chestiunea asta. Ridicăm autorizații de funcționare. Și cine nu și-a luat, nu mai emitem autorizații de funcționare. Nici o fără. Deci, nu încălcăm cu nimic legea în prezența asta. Și care este prețul? Cel pe care îl 6... Cât are? 7-8 milioane pe an. Pe an, 6 milioane și ceva. De punct de lucru. De punct de lucru. Ideea este alta. Nu știu.
Eu nu mă vai pe mine, nu mă luați pe mine în calcul că am magazin. Ideea e informatoră. Eu aș întreba așa, ce facem cu moara? Nu. Pe moara, ce facem moara cu nea, nu știu care, care nu, are niște sub de vie, de, pardon, de albine? Nu, 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 dar n-ați fost atenți. Am scos de acolo, am scos iurile, am scos moara. Nu, nu, care nu, 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 nu cred că e corect. Nu e corect. Așa. Adică dacă scoase pe domenii de activitate. Nu, păi da, pe păi da, pe domeniul de activitate. Și singura o excepție care a fost, a fost moara. Cum m-a zis așa, urmă. Eu și așa plătesc mult la călătire ca persoană. Plătesc 8 milioane pe anul, acolo, pe foaia. Așa, dacă mai vine și mai iei 7 milioane de la gunoi, eu nu produc cât, cât trebuie să dau. Și o închid, eu vin și așa vin o dată pe săptămână. Și atunci am discutat și cu cei de la Adis și cu aia, unul cu moara, lăsăm Dumnezeu, ăla vine o dată pe săptămână. Dar avea unii fără moara asta, care îți mai face ceva acolo. Deci numai ăla, dar ales ceilalți. Nu, dar mai sunt, de exemplu, sunt magazine care sunt ei. Păi da, asta a spus, depinde de domeniul de activitate. Doamne, depinde am referit la iurile, ăștia care cu pajiștile, care cu albine, care cu aia, nu cu magazine. Stați un pic, aia eu de-aia am vrut să spun, depinde de domeniul. Depinde, doamne, și ar mai fi o problemă, totuși ar mai fi o problemă. Dacă vreți să spun, spun, dacă... Nu, până la urmă, dumneavoastră, dați pe cheltuie, eu nu știu de ce, nu tamponați. Nu este pe cheltuie. Nu dați pe cheltuie? Nu. De ce? Nu, nu mai nu mai apoderat. Nu mai e așa. Nu? Pentru nu, ca să vă explic despre ce vorba. Deci noi plătim tot să vadă impozit. Domnul Florin, noi plătim impozit pe încasări, domn primar. Da. Ei tot să vaită că vezi, doamne, că duce la Bacău, că cheltuielile sunt foarte mari. Domnule, dar cine îl obligă pe domnul? Eu nu-i fac eu lui programul de lucru. Vrea să vină cu o mașină specială pentru persoane juridice. Domnule, dacă el vrea să-și asume responsabilitatea și cheltuială. Eu așa consider. Ei, cum face drumul la Bacău că nu-i gata celula 4, celula 7, chiar nu ne interesează până că un contract este un contract. Trebuie respectat. Eu nu sunt om anecredinciosul, dar totuși, dacă el vine cu mașina și pleacă cu ea pe jumătate, de la persoana fizică, de ce nu ia în aceeași mașină și persoana juridică? De ce să mai facă încă un drum? Ca să ne încarce pe noi. E tare frumoasă. Mașina de aici pleacă goală jumate și mai încarcă de la căiuză. Așa la căiuză, așa. Nu este adevărat. Da, și da, 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 și are două, are două locații. Unica a fost în două localități cu mașini diferite. Și care e problema? Păi problema e bine cum o spui tu. Păi eu ce zic? Păi dacă totuși rugămintea mea mare este, dacă se poate, să-l forțăm. Nu să-l forțăm, nu. Că ce faci, să-l luăm la bătaie, să-i faci. Nu, să-l mai chemăm o dată în coace și să-i mai explicăm despre ce vorba. Dar cineva cu putere de decizie. Lule, acolo, nu, știi, vină... știi cum e treaba? Acolo, uite așa, și sunt mai la deal la vale, cu dedicație au fost. Nu e asta. Domnul primar, problema este că... Păi da, deci de două... Problema e alta. Pe mine mă obligă să-i plătesc o muncă pe care nu mi-o face. Exact. Deci asta e problema. Pentru un volum care... O firmă care are monopol. Aici e problema. Deci o firmă care are monopoliu, nu am variante să mă duc în altă parte. Trebuie negociat pe kilogram. Hai, vorbim bine. Așa. Păi dacă îi dau două, deci, eu plătesc două tone. Dacă îi dau numai deci un kilogram, trebuie să-mi ia frate. Eu nu mă pot duce în altă parte, la altă firmă de salubrizare, să-mi ia gunoiul. Pentru că ăștia au monopol semnat de Adis. Adis care e constituit din noi, ateurile care suntem... Așa. Vedeți? E? Și cu toate astea, nu știu, cere un preț, îmi cere bani pentru o muncă pe care nu mi-o prestează. Deci dacă eu le dau lor 250 kg de gunoi, de ce să le plătesc o tonă? Asta e problema care doare. Și să știți că eu vă mai zic o chestie. Sunt magazine și magazine. O jumătate de tonă, cum ar veni. Eu pun situația mea. Eu tonă trebuie să ținem cont că le dăm deoparte, că este altă treabă. Cartonul, este altă treabă, plasticul, este altă treabă. Eu nu pot să-i dau lui, ce să-i dau eu lui de o jumătate, de ce sunt de chile? Ce să-i dau? Ce? Coș de ceapă? Și pe ce terminat dumneavoastră vă spun? Că plasticul e separat? Nu toate, nu toate societățile comerciale au profitul la fel. Aici e o problemă. Să eu, de exemplu, eu mulțumesc că mi-e 7 milioane pe lună. Lucrurile astea le-am spus de la început, știți foarte bine. Aici e problemă. La cifra de afaceri, la numai de angajat, ce am spus. Dar nu țin cont. Haideți, vă spun o chestie. Ești văd interesul. Hai, vă spun o chestie. Aveți dreptate, pe o parte, nu prea aveți dreptate. Am să mai explic de ce. Soacra mea nu face o pubelă de gunoi în jumătate de lună. Și plătește în fiecare lună un bai. Ar putea și asporta, eu plătesc numai 30 de kilograme când dau eu o dată la 6 luni. Deci nu face, că n-are din ce să facă. Curpile din vierea dă foc, vacă, n-are cal, n-are care și așa nu dădea, are 5 găini,
Și în curte nu are nicio activitate economică. Nu taie nici, rumegușul îl pune pe foc, nu face nimic. Deci soacra, au dat drum soacra, dar poți să o pun cine? Poți să o pun cine? Poți să o de vecina lui Florin de la Bârca, pe aia. Nici la două persoane nu s-a durut. Dar ideea este alta, n-a venit părere să vin cu... Oameni buni, dar se plătește. Dumneavoastră îți înțelegeți că sunt singurul oate, și mai e unul, din toate oateurile care sunt membre în Ladis, care nu vreți să plătiți agenții economice, nu vreți să plătiți asta. Dar eu vă spun, nu vă ameniți. Eu vă spun ce am de făcut eu. Eu nu plătesc la primărie pentru agenții economice, sub nicio formă. Așa, una, că n-am nicio obligație și n-am bază legală și mi-i împută mie. A doi la mână, nu eliberez nicio autorizație de funcționare și nu aveți puteți să mă reclamați oriunde, că n-aveți câștig de cauză absolut deloc. Deci nu vă condiționez actul. Vă condiționez, dar legal. Legal. Este obligatoriu cu voluntarul. E clară treaba. Citiți-o voluntarul. Dar suntem într-un... totul de acord. Nu vă contrazicem, domnul primar. De ce asta nu fac? Vreți dumneavoastră să faceți ce vreți. Da. Încheiat, încheiat. Păi în cazul ăsta ce se întâmplă? Dacă dar nu vă dau autorizația cu noi, nu ne dăm, nu avem de la primărie autorizația cu funcționare și închidem magazin. Deci blocăm cum ar veni comuna. Deci, cu pentru că... Păi avem două variante. Puteți să faci lucrul ăsta. Eu, de exemplu, eu în calitate de agent economic, mă conformez și plătesc cu noi. Dar în calitate de consilier nu o să votez niciodată lucrul ăsta. Pentru că nu mi se pare normal, domnule. Păi, deci nu e normal. Nu, dar nici deci, dar eu nici dacă plătesc cu noi, păi nu. Dar nici nu mai cere votul. Păi dacă nu mai cere... Eu am informat. Păi, vede, iar eu... Păi am informat. Ați votat doar prețul la ton. Păi... Nu, eu v-am informat. Da, păi așa a fost discuția. Dar trebuie să ne ajutați să cădem de loc. Eu cred că cel mai bine să închidem primar două de zile și cu asta basta. Asta e șantaj. Dumneavoastră trebuie să... Asta e șantaj făcut de ADIS, ADIS care s-a constituit datorită nou, consiliilor locale. Din județul Bacău. Aici e șantaj. Așa se cheamă. Nu e vinovat ADIS-ul, cât e vinovat în prestul, domnule. Nu mă, că au încheiat contractul. De ce au încheiat contractul așa? Mi-a ADIS-ul în cestul. Ca să puteți să faceți un memoriu, economici, faceți un memoriu. ADIS-ul nu cere să dea bani. Eu vă spun. Propresul negociază cu ADIS-ul. De săptămâna trecută a venit ultimul care a semnat și a plătit deja. A plătit pe el. Acolo scrie clar, dar v-ați citit cu toți. Deci acolo nu scrie clar, așa, spune așa, că ADIS-ul, pardon, Rom Prestu, vine personal. Așa spune domnule, după contractul. Vine personal și negociază cu persoana juridică. Așa spune. Domnule, n-a venit nimeni. De ce se interpune? Cu mine personal a venit nimeni. Cu mine toată Lili, cum o cheamă? Lili Bunges. Dar nu, dar că idee. Dar problema este alta. De ce să vină? Păi vine personal și îmi spui, dar nu atât. De ce să vină ADIS-ul să obligi Consiliul Local, primăria, în spate, UAT-ul, să plătească firmei lui Florin gunoi. Nu, să vină ADIS, să stea de vorbă cu reprezentantul firmei, cu administratul. S-au găsit vreo 4 weekend pe din armă și vă spun, s-au găsit vreo 4 și au plătit. Din nevoie au plătit, au deschis acum, au deschis firmele acum, domnul primar, de-aia au plătit. Și au obligat. De-aia au plătit. Nu am obligat, eu e obligat. Păi nu, puteau să o deschid altfel. Stai un pic. Dacă nu aveau. Eu vă spun sincer, eu la ora actuală nu am plătit încă autorizația. Mâine vin la domnul primar să iau, așa și să semnează. Deci eu nu am, deci sunt ilegal. Tu n-ai voie să vii să deci ceri acest lucru. Nu eu, administratorul. Hai, acum știți cu toți. Da. Nevastă mea. Vine nevastă mea mâine să semneze hârtia și nu o semnează pentru că... Deci eu sunt ilegal. Eu dacă... Și vine mediu și dau amendă. Undeva împotrivă, nu e corect. Sunt împotriva lucrurilor. Urez două... Și de SV-ul dau amendă. Da. De lucru. Ar trebui să meargă numai pe unul. Acolo chiar are... Acolo chiar e aglomerat. Ceași problemă este și cu școlile, dumneavoastră știți pe care. La școală, la Bârca, la Bolșan, de exemplu, în grădință, ar trebui să plătească exact ca orice agent economic. Domnul director a încercat să vorbească cu ei. Ce mizerie produce grădinii? Știți câți copii duc la grădinii la Bolșan? Șapte. Aia, hârtiile alea prinde focul femeia de serviciu dumneavoastră. Păi tocmai, și plăcește. Ca să facem o comparație, știți cum e? E un Moldova, este exact ca din ăsta. Dar de ce evită Rom Prestu să vină să... Băi, dacă nu, nu-ți dau rezultat. Nu, individuale. Deci așa ne face. Păi nu știu, asta cere dumneavoastră. Deci așa ne face. Mergeți la ei, cereți să faceți notificare, comună, faceți un memoriu, comună, așa o se pare, normal, o să facem.
cei de la Romres să vin, să aibă puterea de negociere, cei care vin, ei vin și spun, nu negociem. Dacă s-ar negocia, da, dar eu zic că nu se negociază, spune pumnul în gură, direct, băi, dai atâta, nu. Da, dar deranjant este că spune pumnul în gură Adisu. Ca la Evo. Dumneavoastră ați văzut că eu nu m-am controlat niciodată, eu v-am spus, nu m-am controlat niciodată. Eu vă înțeleg punctul de vedere. La autorizații de funcționar, n-am venit pe nimeni să vă întreb dacă aveți. Dar cine va... Nu, dar eu vreau să vă spun că nu cred că vă pun piedici. Dar nu cred. Și în afară, și n-a venit să mă uit nici la marți expirată, nici când a intrat, nici când a avizul când a intrat, când a ieșit. Da, pe la câte controle sunt? Dar nu vin! Nu vin, nu! Ați spus că nu vin, nu v-am mai spus la zi. Da. Da. A, la curățenie, da. Acolo mă mai bag, că mi se pare normal să aveți. Adică la curățenie e conjurul, în magazin. Dar cum ziceți dumneavoastră că ne-a tața floarea și nu știu cine dă foc, noi n-avem voie să dăm foc. Eu n-am zis că dă foc. Și acum să vă mai zic ceva. Și vă mai zic ceva. Tot ce este plastic, tot ce este hârtie, alea este un abonament separat, nu Adisu. Deci eu am alt abonament și toată lumea care au o persoană juridică aici are alt abonament cu altă societate. S-a scris că ia și plasticul. Dom'le, eu am cu alții. Am cu alții, na. Nu, ai cu alții pentru a nu intra sub incidența exact. Cu mediul. Da, cu mediu. Deci am și pe plastic, am și adică, pe carton. Nu că adică, și să mai dau Adis. Că da. Zice, n-ai voie să dai foc. Selectivă. Exact. Da, deci n-ai voie să dai foc. Da. Eu ce am avut de transmis la mine, dumneavoastră să înțelegeți ce doriți. Dar eu fac ce știu că e legal. Dacă aș ști că aveți dumneavoastră putere ca să ne puteți rezolva, dar știu că aveți. Noi acum am avut o discuție aici ca să încercăm să aducem, să fim la elementul de putere. Dar degeaba, că... Deci cum ar veni, efectiv, băi, vrei, nu. Singura soluție este ca toți agenții economici să-și asume faptul că nu plătesc gunoiul. Și ce faci? Și să-i forțeze și să mergem, facem un memoriu. Păi vine de SF-ul sau de SF-ul, că ai contract, nu. Păi, 3.000 la 1.000. Haideți să facem, hai să ne cântărim cu noi. Când noi cântărim cu noi. Uite, eu cântărim cu noi. Să semneze procesul, deci. Dar domnule, ce nu facem noi astfel delegații? Mie să semneze șoferul, pe delegații verbal. Măcar așa care sunt de aici. Și mă urcați într-o mașină frumoasă. Și mă duceți la domnul Bogdan Sietu, îi dăm și un telefon să vă primească. Să aibă și un reprezentant al Rompresului acolo. Așa. Și să negociați cu dumneavoastră condiții. Nu expoziți. Hai să zicem că să ne remediați această când doriți întâlnire. Hotărâți dumneavoastră și eu... Uite, săptămâna viitoare, în orice zic, colegii, eu sunt de acord. Dacă poate veni el în coace, e bine. Dacă e bine, vă duceți dumneavoastră acolo. Poate nu poate veni el în preț. Domn primar, intermediați-ne această... Când doriți dumneavoastră, stabiliți ziua. Spuneți și eu după mai... Deci eu sunt de acord să plătesc... Spuneți când vreți. Și nu-i musai să mergem, să facem acum, putem merge să discutăm în numele tuturor, chiar dacă nu i-am consultat, că doar nu vrem să mărim. Vrem să stabiliți ziua, în afară de luni. Marți, miercuri, joi, vine, când vreți să-mi spuneți cu două zile. Haideți să stabilim acum. Eu stabilesc după aceea plecăm. Haideți să stabilim acum, hai să hotărâm, baby. Hai, nu hotărâm, l-au zis? Când? Transmiteți în viciul primar și el. Da, și eu îmi spune și eu. Da. Eu intermediez în vederea mea. Da, o lungim prea mult. Lungim prea mult. Da. Trebuie să ne hotărâm, adică ceea ce... Da, aici, nu, păi, e punctul care am discutat, nu ce am discutat acum. Da, nu, la asta, adică da. Trebuie las, să las pe comisie, reprezintă comisia. Da? Supunem la vot dacă sunteți de acord cu prețul respectiv. Nu este împotrivă? Bun, trecem la punctul următor. La punctul următor este
Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică cu strigarea parcelor disponibile din patrimoniul privat al Comunului Cotroniști în suprafață efectivă 99,3 hectare. Doamne, eu nu v-am mai prezentat, doar vă aduc la conștiință ce s-a întâmplat. Conform legii, în luna martie, trebuia să scoate până în 22 martie, trebuia să scoatem la licitație pajiștile pe care le deține UAT Coțofanești. Era vorba de 573 de hectare. Am făcut toată procedura legală, cu hotărâri de consiliu local, prin caiet de sarcini, prin anunțuri, prin notificări, am făcut dumneavoastră care licitație. În ceea ce, cum a discurs licitația, nu cred că aveți a vă plânge. Procedura. Că v-ați contrat dumneavoastră, iar eu am intervenit și am zis să nu vă contrați, că ați ridicat prețurile. Și cineva a zis că vreau să influențez, e altă problemă. Așa, ați câștigat. S-au încheiat deja, avem undeva la 31 de contracte, 32 de contracte. Acum, ce spunem noi, e diferența de pășune care a rămas neînchiriată. Deci despre aia discutăm. În restul, v-am făcut contractele, sunt pregătit, desemnat, v-am făcut dosarele, v-am făcut totul și am vorbit și cu, tot pe banii primăriei, așa, să vă facem și delimitări. Delimitări. Dar după ce încheiați contractul noastră. A, delimitări. Deci, sunt contracte la doamna Manuela, are teamul de contracte, 31 de contracte, uite așa, dosare, copciate, semnate, stampirate de mine, aveți programul de lucrări de făcut. Ce vreau să vă spun, auzi? După ce veți încheia, nu vă spune nimeni dacă vă duceți la APIA, că s-au dus deja la APIA, să spună din ce a închiriat el, aș vă spun și cine, s-a dus Chifor, studiu. S-a dus el să vadă din ce a închiriat el, cam care ar fi eligibil, ca să renunțe el la contract înainte. Ceea ce la APIA nu le-a spus. Le-a spus și bine a făcut. Așa. A venit la apoi și am spus, băi, a ajuns, eu deja știam tot la ce a ajuns la acolo, dar de nu se poate. Ce vreau să spun? Trebuie să respectați admiterea în contractul. Trebuie să plătiți. Nu este o afacere și repet cum v-am spus-o când ne-am la atâtea întâlniri. La început, dar poate fi pe parcurs. De asta se dă aceste pășune ca să poată deveni eligibile. Ca să poată deveni eligibile, dumneavoastră trebuie să investiți în ele și important este să investiți atâta încât să vă acoperiți cheltuielile. Aveți un plan de lucrări acolo dacă v-ați uitat ce trebuie să faceți. Nu e obligatoriu să le faceți pe toate, că nu aveți cum. Că nu acoperiți lucrările, nu aveți cum. Important este să vă plătiți redevența la primărie, să vă plătiți impozitul pe teren la primărie și restul să faceți în fiecare an, să vă băgați și să faceți câte un hectar de an. Dau un exemplu acum. Dacă aveți să închiriați 10 hectare, dacă ați făcut 3 hectare eligibile, în urma controlului, în vince la dar din 10 hectare, este imposibil să mai chiar mă dau 1 hectare sau 2 eligibile. Deci da, dai 2, dar mai faci 3, faci 5. 5 hectare eligibile, 190 ceva de euro, 200 de euro, 5 ori vine 1000 de euro. 1000 de euro înseamnă deja 45 de milioane. Ei, la 10 hectare, dacă e dat cu 2 milioane jumate, dai 25 de milioane. Și ce mai dai pe impozit cu TRM? 28 de milioane. Ar mai rămâne vreo 17-18 milioane să mai faci ceva. Așa, dar faci în așa fel încât să-ți rămână și să-ți rămână și 20%, cum spune legea. De asta s-a dat pășunea. Eu, acum, nu sunt Nostradamus, nici mama Omira. Prevăd că din toate contractele astea, în luna octombrie, atenție, până octombrie de plătit. În luna noiembrie, cred că mai mult 50% de reziliați. Dar banii să le luați până... Adică dar chiar reziliați. Ei, ei să plătească. Păi da, de asta vorbeam. Eu asta vorbeam. Că au venit și au licitat nu pentru pășunii, au licitat pentru subvenții, adică aici e problema. Aici e problema. Nu pentru pășunii. Ambiții. Deci au venit oameni și au licitat pentru subvenții. Aici e problema. Pentru că acești bani sunt pentru pășune și nu sunt pentru animale. Pentru animale primiți prin card la cec, aici banii sunt pentru pajiști. Cu asta, punct. Așa. Și cine l-a plătit până în octombrie, aveți cuvântul meu de onoare, iau toate contractele, le aduc aici și de față cu dumneavoastră le reziliez. Au dreptul să dea în judecată, e dreptul lor legal să dea că le-a reziliat pe drept sau pe nedrept, e problema lor. Dar aici le reziliez. Acum au rămas 93 de hectare în care au dreptul să vină la licitație cei care n-au licitat și mai au animale, așa, și mai au dreptul să vină și cei străini. Dar prioritate vor avea tot ai noștri. Ai 93 de hectare. N-ai cum să bagi o sână cu 300 de voi din afară pe 93 de hectare. Mai ales că nu sunt toate la un loc. Am avut un caz, de exemplu, aiurea. Fata aia, Vasile George, Simona. A licitat într-un hectare și avea ce faci.
Și mai spun, băi, frate, noi mi-am încăput, gata, pică, i-am luat notificarea înapoi, zic, vină la licitația cealaltă. Că tu la 10 bași poți să iei 30 sau poți să iei 10 sau 15 tare. Așa? Și mai sunt cele 93 care vor face aceeași procedură. Nu știu dacă a fixat data, doamna... Nu e fixată data, nu? Hai, atunci când o fi fixată, fixăm cea de-a doua licitație, care se va desfășura exact pe procedura primii licitații. Deci mai sunt pe 93 de hectare. Sfatul meu este să munciți, să le puneți la bun, că puteți să rămâneți și dumneavoastră cu beneficii, absolut beneficii. Puteți rămâne, dar nu după primul an, după al doilea, dar după 3-4 ani de zi. Sunt persoane care au licitat, așa cum am zis, pentru subvenții, nu pentru pășuni. Exact! Ei, dacă tot noi, Consiliul Local, am aprobat și carnetul de lucrări și caietul de sarcini, v-am zis că va fi un carnet de lucrări în care eu propun totuși, pentru că lucrurile la licitație au decurs anormal. Anormal. Atâta timp cât sunt persoane care n-au licitat pentru pășuni, ci pentru subvenții, să facem o comisie, Consiliul Local, membrii Consiliului Local, chiar membrii OAT-ului, să mai subverificăm dacă se fac lucrurile astea. Da. Nu-i poți obliga. Avem obligația! Avem obligația! Deci Consiliul Local cu primăria are obligația! Nu că nu ești controlată! Deci orice lucrare trebuie semnată și parafată de noi! Deci atenție că acolo scrie în caietul de sarcini. Orice început de lucrare se anunță de către contractant, anunță când începe. Anunță derulării, dacă depinde de la împrăștirea din greșelnicul. Trebuie să încadreze și în timp, în timpii... Poate să anunțe, de exemplu, la desțelenit. La desțelenit, foarte să anunțe numai la început și la sfârșit. Dar când dăm greșelnicul, trebuie să mă anunțe când începe și să am om care să asiste. Vedem cât dă. Dar sunt lucrări la care trebuie să mă anunțe numai când începe și când termină. Da. Sunt lucrări la care trebuie să urmărești când... Cei care vor plătire de vreo 600 de lei la hectar, nu vor trebui să vină cu bani de acasă pentru lucrări. Pentru că au plecat, făcut așa un calcul. Au plecat la 300 de lei, 340 de lei. Au plecat la 600 de lei, că așa au făcut. Au plecat chiar la 2. Au plecat la 2. Să nu ne jucăm cu niște lucruri serioase. Eu asta le-am spus de acolo, din prag, le-am spus. Nu vă jucați, nu faceți bășcălie și ambiții. Că faceți ambiții pe buzunarul vostru. Și au făcut. Nu ne jucăm cu lucruri serioase, ne jucăm cu jucării, dacă ești. Uitați-vă în caiet, pentru că acolo este fiecare pagină este parafată semnată de mine. Orice lucrare este bifată și nu poate face altceva. Da. Da. Deci să-mi dați de acord să o scoatem la licitație și să vă vedeți cum o să vedeți. Nu vi se aviză în favoră, da? Da, așa spune legea, e obligatoriu. Domnule Florin, se scoate la licitații cu respectul. Da, dacă sunteți de acord cu cele prezentate. Da. Trebuie următorul punct. La punctul următor. Ai punctul următor. Avem proiectul de hotărâre. Trecem la punctul 5. Atenție. Da. Asta e, nu? Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnicului. Dar păi să nu am ocupat? Nu. Acum. Acum așa? De la 1 ianuarie. Privind aprobarea indicatorului tehnicului economice actualități la data... e vorba de TVA la 19%. Reprezentăm noua valoare a investiției compusă din valoarea executată în valoare rest de executat cu TVA de 19% pentru investiție, construire, grădință nouă, cu program normal, cu 3 săli de grupă în sat Gârca, Comuna Cotovănești, Județul Bacău. Văzând dispunerea motivă a primarului Comunii Cotovănești din data 30.03.2017, raportul numărul 1, din data 30.03.2017, compartimentul restul de cadrul aparatului specialitate al primarului, prevederea legii numărul 227.2015 privind codul fiscal care supune cota taxă pe valoare adăugată, se modifică la 20% la 19%, început cu data de 01.01.2017, 1 ianuarie, ceea ce va modifica restul de executat. Având în vedere adresa MDRAP-ului, adică Ministerul Dezvoltării Rurale și Achizițiilor Publice,
prin care trebuie să raportăm noua valoare a investiției și rest de executat, prevederile ordonanței de urgență a Guvernului 28/2013, privind aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală și a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a ordonanței Guvernului 28/2013, respectiv Ordinul 1851/2013, modificări și completări ulterioare, prevederile ordonării Guvernului numărul 28/2008, privind aprobarea structurii de vizul general și a metodologiei privind elaborarea de vizul general pentru proiectul de investiții și lucrări de intervenție, prevederea articolului 44 alineatul 1 și articolul 58 din legea numărul 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificări și completări ulterioare, în temeiul articolului 36 alineatul 4 litera D și articolul 45 alineatul 2 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală cu modificări și completări ulterioare, propun spre aprobare să se aprobe principal indicator tehnic economic ai acestei grădinițe cu 3 săli de grupă, după cum urmează, regimul tehnic, suprafață de teren ocupată, 2506 metri pătrați, suprafață construită proiectată, 452,18 metri pătrați, suprafață desfășurată ca și construcție, suprafață utilă, adică interioare, 356,36 metri pătrați, suprafață alei pietonale, pentru că vin și alei acolo, 140,54. Înălțime de la streașină este de plus minus 3,65 metri. Da. Cu tot cu acoperiș. Că nu fi... Păi de la streașină la acoperiș, da, la aia, 3 metri și ceva. La mâna. Da? De la streașină. De la streașină, da. Caracteristici funcționale, 3 stări de clasă, 4 holuri, 6 grupuri sanitare. Deci grădinița e făcută după ultimele standarde. Se va face. 6 grupuri sanitare, o cancelare, un cabinet medical, cabinet centrală termică, un spațiu administrativ și un uifang. Centrala? Da. Nu, e un spațiu interior. Uifang, în engleză, nu știu ce s-a zis. Spațiu interior. Da. Spațiu interior, da. Alcătuirea constructivă, fundații izolate sub stâlp, că vă punem sub ziduri, structură rezistență, parter, cadre de beton la 7 cm, planșer, planșeu peste parter din beton armat, se pune planșeu, finisaje interioare, var la vară, finisaje exterioare, va avea tencurări structurale pe termoizolație de polistiren extrudat, fațadele vor avea tencurări armate pe termoizolație, polistiren expandat cu vopsitorii var la vară, pardosele de parchet laminat și grezie, ceramică glazurată, tâmplărie din lemn, stratificat șarpant în două ape din lemn, construcții ignifugat care se țină să nu fie să foc, învelitoare din țiglă arsă, sistem pluvial acoperiș din tablă zincată vopsită. Alte elemente, centrală termică și boiler, să aibă apă caldă, dotare interior, mobilier, stări de clasă, holuri și cabinete, table de scris, calculatoare, dotare exterioară, ansamblu de joc. Articolul 2, se aprobă noua valoare a investiției, aici e foarte aproape, aici cu modificarea TVA-ului și valoarea este de 4.955 de lei cu TVA de contat din buget local până la 31.12.2016. 24.500 de lei cu TVA de contat din bugetul local de stat până la data 31.12.2016. Deci plățile care se vor face sau făcut. Și 1.246.600 de mai aici vine modificarea de un. Până acum am plătit 20% până la 2017. De mai acum vine cu 19%. 1.246.600 cu TVA rest de execuție am început la 0.101.2017. Partea de execuție. Până acum a fost partea de proiectare, avize de acord și așa mai departe. Valoarea rest de executat este de 1.243.000 de 1.761.000 lei, din care 1.166.97 lei cu TVA contribuție de la bugetul de stat, adică 76.687 lei cu TVA contribuție de la bugetul local. Deci statul decontează probabil cei 1%. Articolul Consiliul Local Cuțumănești se obligă să asigure resurse necesare implementării proiectului, să asigure noua contribuție financiară proprie începând cu data de încenzie 2017 în suma de 76.687 lei cu TVA de 19%. Deci e vorba de 766 milioane partea noastră de contribuție.
Consiliul Local al Corunei se angajează să suporte cheltuielile de întreținere și reparație a investiției după ce va fi gata. Și să se asigure accesul liber fără taxe a tuturor cetățenilor la investiții. Deci nu se va percepe taxe la copii pentru grădiniță. Se împuternicește primarul Comunului Șovănesc să semneze toate documentele necesare depunerii și derulării proiectului, precum și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu depunerea și derularea proiectului. Cu data prezentă se revocă hotărârea Consiliului Local numărul 3 din 18.01.2016, în care TVA-ul era 20%, mai din 19%. Se vor transmite la forurile. Dacă sunt discuții legate de cele prezente. Deci, grădinița asta va fi chiar o grădiniță comisia europeană. Comisia. Avizul favorabil. Da, în forma inițială. Așa, cine este pentru? Da. Dăm citire proiectului de... Stați la mare bebe de acolo. Privind, nu se poate, nu ai voie. Vă dați seama că o să fie angajați acolo. 2-3 angajați. Nu ai voie. Aia dacă o faci... 3 oameni. Aia dacă o faci, o faci pe specialea ta, ca să faci pe Barbata. După ce se termină. După, mai ții oameni angajați. După ce se predă investiția. Și dacă are putere să ducă. Păi aici are. Spune centrală de putere și ca să duci și dincolo, să traversezi drumul, să duci dincolo, trebuie de altă putere. Aceiași angajați pot deservi două puncte, fiind distanța mică, dacă vorbim de încălzire. Asta e altă treabă, asta e problema personală al Ministerului Învățământului. Da, e altă treabă. Și zic, vezi, tu te-ai seama că te cheltuiau să fie. Haideți ca să trecem la punctul următor. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării planului de analiză și acoperirea riscului în domeniul situațiilor de urgență la nivelul Comunei Cuțune, județul Bacău. Dăm citirii domnului primar pentru prezentarea raportului. Da. Subționatul Mișor de Pedro, inspector protecției civile în cadrul aparatului specializat la dispoziția primarului în cadrul Comunei Cotofănii, va duce la Consiliul Local. Datorită modificării apărut în cadrul Comunei Cotofănii și anume, asfaltare drumul local, dare în funcțiune a schemului de alimentare cu apă a satului Cotofănii și Bâta, publicare ordinul numărul 96/2016 pentru aprobarea criteriilor de performanță privind construirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, este necesară reactualizarea planului de analizare și acoperirea riscurilor în domeniul situației de urgență la nivelul comunii cu domeniul de Bacău. Și aici vine o expunere de motive. Conform ordinul numărul 132 din 29 ianuarie 2007, pentru aprobarea metodologiei de elaborare a planului de analiză și acoperirea riscurilor și a structurii cadrul a planului de analiză de acoperirea riscurilor, stabilește scopurile, obiectivele, răspunderile și precum și principalele elemente și etape parcurs care trebuie avute în vedere la elaborarea planului de analiză și acoperirea riscurilor. Planul de analiză și acoperirea riscurilor cuprinde riscurile potențiale identificate la nivelul unităților administrative teritoriale, măsuri, acțiune și resurse necesare pentru managementul riscurilor respectiv, scopurile PAAR sunt de a asigura cunoaștere de către toți factorii implicați a sarcinilor și atribuțiilor ce le revin premergător pe timpul și după ce unei situații de urgență de a crea un cadru unitar și coerent de acțiune pentru prevenirea și gestionarea riscurilor generatoare de situații de urgență și de a asigura un răspuns optim unitar de urgență adecvat fiecărui tip de risc identificat. Obiectivele pe ARS sunt asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situații de urgență pentru prin a evita manifestările acestora, reducerea frecvenței de producere ori limitarea consecințelor lor în baza concluziilor rezultate la urma identificării și evaluării tipurilor de risc conform schemei și politicilor teritoriale. B. Amplasarea și dimensionarea unităților operative și celorlalte forțe destinate asigurării funcțiilor de sprijin privind prevenirea gestionarea situațiilor de urgență. C. Stabilirea concepției de intervenție în situații de urgență și elaborarea planurilor operative. D. Alocarea și optimizarea forțelor și mijloacelor necesare prevenirii și gestionării situațiilor de urgență. PAAR-ul se întocmesc de combaterea se întocmesc de comitetele locale pentru situații de urgență și se aprobă de consiliul local corespunzător unităților administrative teritoriale pe care le referim. În acest sens, vă propun spre aprobare proiectul mai care urmează. Și acum nu mai vin cu motivația și cu rapoartele domnului Micitor, deci cu ordinul Ministerului Administrației și Internelor și așa mai departe, și cu legea administrației publice locale și cu ISU. Și spun la articolul 1. Se aprobă actualizarea planului de analiză și acoperirea riscurilor în domeniul situației de urgență la nivelul Comunei Cotonești, județul Bacău, întocmit de Inspectoratul de Protecție Civilă, domnului Ministru de Petru, conform anexei care face parte integrată în prezentul hotărârii.
prezidentul autorului se va comunica aici sub Bacău, la prefectura Bacău, primarul Comunei Cotroșănești și celor interesați. Aici, la hotărâre, se aprobă actualizarea, am spus, de aceeași chestie. Deci are un plan în funcție de obiectivele noi care se întocmesc, obiectivele de investiții care se finalizează pe raza comunei, dumnealui are obligația de a reactualiza acest plan de măsuri în ceea ce privește riscurile naturale care pot apărea. Dar dacă vreau mai multe informații, vă poate da dumnealui. Nici eu nu le știu chiar pe toate și nu pot să le stăpânesc chiar pe toate. Domnul Mistor. Comisia le avizează favorabil în faza inițială. Deci supunem la vot, sau dacă sunt discuții, nu cred. Sunteți de acord, da? Trecem la următorul punct. E, asta este. Proiectul de hotărâre privind aprobarea măsurilor pe linie de gospodărire, păstrarea curățenii, respectarea normelor de igienă și înfrumusețarea Comunei Cotroșănești pentru anul 2017. Da. Raport privind proiectul de hotărâre inițiat de primarul Comunei cuprinde măsuri necesare pentru gospodărirea, păstrarea curățenii și înfrumusețarea Comunei Cotroșănești stabilit. Totodată, atribuțiile cerului cetățenilor și Consiliul Local al Comunei Cotroșănești pentru respectarea prevederilor ordonanței de guvern numărul 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cât și pentru crearea unui cadru mai plăcut în interiorul comunei. Printre principalele măsuri prevăzute se numără și conștientizarea cetățenilor prin afișaje amplasate în locuri publice și pe postul local, acesta fiind primul pas în responsabilizarea locuitorilor comune privind mediul înconjurător și condițiilor de igienă. Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comun stabilește și reguli de comportament general valabile pentru traiul în comunitate, fiecare respectând dreptul celorlalți privind un mediu mai curat și implicit mai sănătos. Interzicerea spălării mașinilor în zonele cișmelor și fântânilor publice, ce am vrea să respecte. Afișajul este permis numai în anumite zone publice. Interzicerea depozitorilor de materiale de construcție pe drumurile publice, obligativitatea curățării șanțelor și rigolilor. Având în vedere obligațiile autorităților administrației publice locale de a lua măsuri pentru buna gospodărire, păstrării, curățării, având în vedere prevederile ordonanței de guvern numărul 21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale, propus pe aprobare proiectul de hotărâre privind măsurile pe linie de gospodărire, păstrarea curățenii, respectarea normelor de igienă și înfrumusețarea comunei Comunei Cotroșănești în 2017. Aici avem o expunere de motive pe care nu mai prezint că aproape se duce la aceeași. Venim pe proiectul de hotărâre. Nu mai vin cu motivație legală și preambulul și vin la articolul 1. Se aprobă prezentul program care stabilește măsurile care se vor întreprinde de către locuitorii comune pentru gospodărirea, întreținerea și înfrumusețarea localității, conform anexei numărul 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2. Buna gospodărie, întreținere și curățenie, respectarea normelor de igienă, precum și înfrumusețarea comunei, constituie obligație permanentă a primarului instituțiilor, societăților comerciale și a tuturor cetățenilor. Se aprobă cuantumul amenzilor prevăzute în normele și contravenții potrivit privind gospodărirea, întreținerea și înfrumusețarea localității Cotroșănești, conform anexei numărul 2. Articolul 3. Dispozițiile prezente în hotărâre se completează cu prevederea ordonanței de guvern numărul 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, inclusiv cele privind plata jumătate din contul amenzii în termen 48 de ore la aplicarea acesteia. Articolul 4. Începând cu data prezentă, hotărâre se abrogă orice altă hotărâre sau dispoziții contrare. Invizi la secretarul se hotărâre la cei interesați. Acum o să ne ducem la anexe. Și la anexe, dumneavoastră, vi le-am citit în fiecare an. Într-un anexa numărul 1 sunt lucrările care trebuie făcute de către cetățeni, agenții comuni și de către OAT-uri. Iar în anexa numărul 2 se duce la sancțiuni. Sancțiunile care eu, dacă vreți să-mi licitesc, licitesc. Dar eu vreau să vă trecem la o discuție practice. Păi nu e tare de citit, trebuie să vă dați eu. După cum bine ați văzut, noi am început curățenia în Comuna Cotroșănești. Și cred că suntem prima comună după Valea Trotușului care, într-adevăr, se cunoaște că s-a început curățenia. Timpul nu prea ne-a permis să finalizăm încă. Pentru că, hai să vă spun, am făcut șoseaua, cam 80% este gata. Mai rămâne să mai adunăm crengile, să mai tăiem cioturile mai mari. Am văruit, am curățat, am dat foc, deci am mai rămas.
Borșanul este văruit tot și cu curățenie peste tot. Drumul peste deal, drumul pe la podul Cărpenișului, ați văzut ce curățenie s-a făcut, de la Nucii de Țanuri. Borșanul este gata tot, s-a terminat azi. Coțopănești este gata tot azi, cu excepția, cu văruitul vorbiți, cu excepția curățeniei de la Coșuri, la cele două ori, de la Vița de aici până sus, de la cimitir, sau mai jos de cimitir ce mai fi, și la terenul de fotbal avem niște crenci de roade acolo. Și vom mai trece și dincolo peste linie unde are Manuel de Sână, de la Lungoș, zona aia, și zona spre Balastieră, la Coțopănești. Timpul a fost scurs și ați văzut că nici timpul nu a permis. Așa, e aproape, e adevăruit, e gata, de, bă, tot timpul e aranjat. Borșanul e gata, șoseaua e gata, cu, ce, cu specificații care am făcut. Tămășoaia, de-abia am început-o, luni și marți și miercuri, în 4 zile terminăm cu tot, cu curățat șanțul, cu... am început cu văruitul, dar foarte puțin în zona școlilor. Și zic eu după mine că și păraiele, și păraiele, a văzut pe Domnul Apostol, dacă v-ați uitat, am curățat tot, tot ce s-a făcut. Eu nu zic că nu mai sunt zone, mai sunt zone. La linia aia, bine, pe ulicioara aia, mai e pe la Toșa, pe ulicioara cealaltă, la Sorin Chiriac. Acum la Artan acolo a făcut frumos, că am îndreptat. Deci mereu am făcut curățenie. Eu zic, comuna cu Țiopănești, într-o săptămână, până în Paște, va arăta extraordinar de bine. Vor mai fi locuri, vor mai nu vă spun că perfect. Nu o să fie perfect. Am curățat pome de grădici. Cine a văzut, ne-a urmărit. Și a văzut că toată ziua alergăm. În perioada asta nu mi-ajunge un plin de benzină în 3 zile. Că alerg, du-te la Bâlca, du-te la Tămășoaia, du-te la Coțofănești, du-te la Borșani, du-te și adu materiale și așa mai departe. Du-le ce le trebuie, carele, căruțele, cu mașinile. Cu... Deci vom face o comună foarte, foarte, foarte frumoasă. Uitați să vă spun de biroul ăsta de aici, care l-a pus în plan, biroul a poliției locale și a rădare, o să vă spun altă dată. Și eu gândesc la dumneavoastră. Vreau ca și cei de la societățile comerciale și cetățile, la cetățenii ați văzut, că am făcut noi, am curățat pomii, am grembat, am tuns, am dat cu vac, am luat șoseaua cap-coadă, n-am luat nici Rechefu, nici Căiețu, nici Ștefan, nu vedeți nicăieri așa ceva. Am luat 100 de saci de vară, am dat cu inventar la fiecare, avem tot. Vreau la dumneavoastră implicare. Acolo unii nu puteți. Undeva, poftim? La gară. Și la gară. La gară am dat-o deja, în primire. La gară o face, i-am dat-o lui Mitu Matei, au văruit deja lui Mitu și lui Mida și lui aia, gară, și gară. Și gară o facem, dar fără probleme. Acolo am făcut, dar am făcut și pârâul la Moșan, care îi duce până la pod, ați văzut, în calea ferată. Și până la deal, până la... Da, e cea, am tras de la Vasiloiu de acolo, dacă nu am scos cum nu s-a tras gura de acolo, până la curățenie cu simț de răspundere. Și se va face curățenie. Avem două săptămâni, dacă vrem mai permite. Mai săptămâna asta și până în joia Paștii, până vine aia Paștii, mă ducem oamenii și când m-au și cocozonați, dat cu var, până pe miercuri. Deci m-am, cum ar veni, o săptămână, vreo 10 zile, săptămâna viitoare, 5 și cu 3 din 8 zile. În astea 8 zile vrem să acoperim tot. Tot, 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 tot. Vrem să acoperim. Da, am rugămintea la doamnă, cum mi-a spus Dănuțul. Dănuțul vine și fă aici, nu, dai bani și mă curățe. Am cu unul la Borșan, ce băi, dai bani cu un alt poate, să fac curățe. Nu-i dau, nu-i la cei cu ajutoare. La cei cu ajutoare sociale, să știți că eu nu mă feresc aici. Opriți de la zi. Opriți. La punctul 7, comisia? Aviz favorabil. Se supune la vot. Cine este pentru... Să trucăm dată la... Diversele au fost curățate. Eu vă mulțumesc pentru participare, vă mulțumesc pentru implicarea dumneavoastră. Contez pe implicarea dumneavoastră în continuare, în ceea ce privește măcar programul de curățenie. Nu mai spun de asta de votările cu care vă investiți, pentru că vă implicați, că trebuie să ne implicăm cu toții. Dar aici, chestia asta cu curățenie și o ne-am punctat pe
depozitele materiale în drumuri, mașini agricole, pe fiecare să-și mai vorbuiască, să-și mai repare gardul, chiar gardul nu mai repară. Să-și repare gardul, să-și facă. Deci, în rest, ce să vă doresc o zi bună, să vă mulțumesc dumneavoastră la presă, dacă ați spus. Paște fericit, domnule, că am uitat să avem sărbători fericite, să vă dea Dumnezeu sănătate, liniște și tot ce vă doriți.